Salutare, eu sunt Cristi și începând de astăzi o să jucăm harta Exceptional Altitude. Pentru că e despre... Oh, v-ați prins? V-ați prins? Știți, iată, trecut Paștele, de fapt, încă e Paștele, ultima zi de Paște și... Oh, Exceptional Paște! Știți, lăsați așa. Dacă apreciați seria și vreți să vedeți mai multe episoade în continuare, nu este asta, apăsați butonul de like și acum hai să-i dăm bătaie. Bun, deci chestia asta este un fel de Skyblock... mai interesant și mai șmecher și cu ceva chestiuță cu ouă și aur. Ok, asta nu sună prea bine și avem un chest. A Beginner's Guide to Eggs by Reader Hellsong 18 Original. Ok, genial nume. Am două semințe. Aici am niște apă, cred că nu trebuie să... cred că trebuie să am grijă cu apa aia. Bun, de fapt, hai întâi să vedem dacă pică ceva sapling. Deși teoretic, ok, a picat un sapling. Teoretic n-ar trebui să am grijă la... știi ceva, la subalt, hai să spargem lemnul. Am un sapling, în cel mai rău caz rămân cu un singur sapling. Bun. Această hartă este pe 1.8.3, este un survival map și îl joc de plictiseală, adică nu știu cum să zic. Aveam chef de ceva Minecraft Survival, dar nu aveam chef de Minecraft Survival de genul modat, normal, pur și simplu, sau simplu, de ceva de genul, hai pe o hartă, ia minează, mă rog, asta o să fac și aici, decât că o să fie mai șmecher, știți, vedeți, insulițele astea acolo, e o insulă de ceva zăpadă și în partea aia e o insulă cu semn de care trebuie să am grijă că poate mă duc dracu și în partea aia este o insuliță cu ceva clay și în partea aia e o insuliță cu dirt și piatră și chestii și pe acolo sunt niște mini insulițe cu chestii și epic, nu? Bine, discutabil, dar este ceva ce n-am mai făcut de mult un survival map, nici nu mai știu când am făcut ultima dată un survival map, să fiu sincer, așa că hai să-i dăm bătaie. Sincer, nu știu ce ar trebui să fac, hai să plantez un pom. De fapt, știi că plantez aici un pom și îmi văd de treabă. Bun, ar trebui să fac cumva în așa fel încât să fie mereu un fel de scară. Mă rog, hai să luăm dirt-ul. Și după aia cred că o să fie nevoie, deși nu prea vreau, cred că o să fie nevoie să fac un drum către o insuliță făcut din d-astea, din dirt. Deși știți, dirt-ul este destul de... nu găsesc cuvântul ăla. Valoros. Destul de valoros. Nu-mi venea în română. Dar, de fapt, mie chiar mi se întâmplă des chestia asta, să nu știu cuvântul în română. Adică, îl știu, dar nu-mi vine pe moment mama lui de cuvânt. Și îmi vine în engleză și cea de genul... știam cuvântul ăla. Ioi. No, bun, dar îmi place că trebuie să stau, să sparg aici la ăsta, la dirt. No, bă... știi, toate bune și frumoase, am eu acolo, de fapt, ia stați așa. Vreau să spărg ăsta, să văd ce găsesc de subt. Deși am o presimțire că știu ce găsesc și eu, că să găsesc mai mult dirt. Oh, da. Hai să vedem, am avut dreptate? Și... n-am avut dreptate. Bun, cum am zis, vreau să las bucățica asta de apă aici, pentru că probabil la un moment dat trebuie să ne întoarcem după aia. Da, adică, prin probabil, vreau să zic mai mult ca sigur. Și știi ce mă gândesc aici, că aș putea să fac, de fapt, să nu folosesc dirt-ul pe post de port, ci să-mi fac niște half slab-uri și să le pun gen, încât să nu se spawneze nici mobi, pentru că ar putea să se spawneze mobi pe astea seara și nu ar fi prea de drăguț. Dar înțelegeți voi, așa o să fac, cum am zis, știți ce vedeți. Bun, acum problema e pe care insuliță mergem. Prima dată, adică logic ar fi să mergem pe cea din... stăm, dar după cum probabil știți ce zic eu, așa de des Minecraft-ul n-are logică. Așa că e cam greu să găsești logica într-un joc fără logică, nu? Bun. Mă, 20 de bucăți nu o să ne ajute prea mult. Ok. Stați. Am și uitat, avem și niște challenge-uri de făcut. Și l-am rezolvat pe primul. Create a crafting table.
Bumți, bumți, bumți. By the way, o să vă las linkul de la mapă în descriere. Deși o să las și challenge-urile, adică o să fie ceva de genul, o să las linkul de la hartă și apoi o să las challenge-urile și o să dau un X în fața fiecărui challenge făcut. Știi ceva, lăsați-o baltă, o să le țin minte, decât nu mai fac chestia asta, pentru că presim că o să uit și bă, o să mă încurc și chestia. Dar o să las linkul de la harta, asta o fac, asta o să fac. Dacă nu uit. Știi ceva, asta o să o fac, asta o să o fac. O să am grijă să nu uit și cred că o să fie nevoie să facem un fel de combinație. A, doamne. Bun, așa. Și hai să-i dăm bătaie. Doamne, sper să nu cad. De fapt, știi ceva? Asta lasă aici, asta... nu mai contează, las totul. De fapt, cred că aș put... De ce n-am citit chestia asta întâi și întâi? Basic eggs spawn randomly around the world. Any place, any time you can trade them for dragon eggs with egg merchants. Ok. Dragon eggs. Dragon eggs can be obtained by trading with egg merchants by sitting upon a dragon egg. A bounty of random goodies will appear for you. Ok, deci dacă stau pe un Old Dragon, o să primesc câte ceva, o să primesc ceva loot. Egg merchants can be summoned by dropping an egg on a block of gold. They will be trade basic eggs for dragon eggs. Ok, deci trebuie să facem un fel de fermă de găini. Ok, și în partea ăla e gold. Nu, cred că n-am Optifine. E Optifine pentru un opt. De fapt, și ceva, lasă-ți așa. Oricum, cred că acolo trebuie să ajungem neapărat pentru... chestie luminoasă! Chestie luminoasă, chestie luminoasă, chestie luminoasă, chestie luminoasă! Unde e chestia luminoasă? Uite acolo! Mai am cum să mă urc? Mă urc eu cumva. Ok. Oh, am un ou! Da. Nu știu de ce, dar chestia asta n-a sunat deloc bine. Încă un ou! Am două! Ok, deci stai, când iei un ou, se mai spawnează unul sau... chestia asta... e total random, adică... pot fi 22 în același timp aceeași... hartă, ceea gen dacă aștepți mult timp să fie ouă peste tot. Sincer, nu prea contează. Ideea e că am două. Deci acum pot să sumonez un villager și eventual să fac ceva trade, dar și nu știu ce aș putea obține eu cu un singur ou. Mă rog, știi, las-o așa. O să îmi văd de treaba aici. Mai e mai mult? Oh, fuck. Atât de aproape? Dar atât de departe. Haide. Hai, bă, nu cred așa ceva, bă. De fapt, stai. Fii atent! Chiar fain. Chiar foarte fain. Bun, am ajuns pe a doua insuliță deja. Yeah! Mă, asta ce dracu e? Asta nu cred că e piatră normală, holy fuck! Ceva îmi spune că nu m-am dus pe insula care trebuia. Ok, încă un chest. Două șurumuri, oh god. Bun, deci cred că trebuie să ajung întâi de toate toate insulițele principale și abia după aia să văd. Adică momentan am apă, deci o să pot să... oh, god, cred că trebuie să găsesc lavă. Fuck. Deci lavă. Deci asta îmi spune că ar trebui să mergem pe insula aia. Și cred că la asta o să folosesc lemnul de jungle, dacă nu... ok, am luat un sapling. Hai încă un... perfect. Acum pot să folosesc bucățile de lemn fără nicio restrângere de inimă și să fac de-astea slab-uri ca să mă duc acolo. Bun, faza e că n-am cum să iau nimic de aici, adică, pui mei, e piatră, dar nu-i cobblestone. Bine, aș putea să-mi fac un pickaxe de lemn și trebuia să fac un pickaxe de lemn. Dați seama până ce probleme trebuie să trec eu. Am niște probleme existențiale aici și holy fuck! Mamă, câte se plinguri de jungle. Băi, dar mai țineți minte voi cât m-am chinuit eu pe Titan ăla și... mă, să fac rost de sapling-uri de jungle și apoi am murit cu ele. Ai de capul meu, când mi-a dat Skype un ăsta, un sapling și eu eram ce... încă nou. Și eu eram ce de genul...
Hai de crești, crești, crești cu bombele, pe urmă creștea și era în ce genul, bun, hai să tăiem pomul, și tăiam pomul și era în ce genul, îmi dăteam un singur sapling și după aia mai îl tăiam iar și iar îmi dăteam un sapling și tot așa, mamă, ce hal, am crezut că dau un rage quit atunci și tot așa și pe urmă mi-a dat două și dând două, iar scuteam câte două, adică genul, câte unul pe copac și mă enervam și era în ce genul, fuck my life, dude, what the fuck, care dracu e logica cu jocul ăsta, auzi, da, chiar, e normal, bun, cum dracu facem noi niște torțe, că aici o să spawneze niște mobi, fuck. Oh well, ce pot să zic? Mă, da, nu știu ce să zic, să facem asta? De fapt, na, facem tot în slab-uri, mă gândeam să fac din... din asta, din cum se numește, mă gândeam să fac din, adică stai, dacă tot suntem la... Bun, uite aici facem. Barem să fie toate la același nivel. Mă gândeam, zic, să fac asta din dirt, pentru că am destul dirt. Dar fața e că s-ar spawna mobi și deja văd că s-au spawnat acolo mobi și acolo și bineînțeles că nu mai pot să mă duc nicăieri. Oh well, fuck. Și vă dați seama că eu nu pot să iau de acolo nicio bucată de sand, pentru că dacă iau sand o să cadă tot. Bă, nu știu ce să zic, nu știu ce să fac așa de început. De fapt, cred că n-ar trebui să-l pun aici, adică tot am nivelat, ar trebui să mai nivelez gen un strat? Da, cred că așa ar trebui să fac. Am trei ouă. Le pun aici. Un sapling acolo. Dar nu cred că ar putea să crească. God damn it. Știi, las acolo un sapling. Și unul, uite, aici. Teoretic ar trebui să poată crește. Și ăla teoretic ar trebui să poată crește. No, bă, fine. Am astea. Am și un măr. Bun, am și niște semințe, ceea ce e drăguț, o să pot să încep să fac o fermă. Ok, uite, un nou iar. De ce? Ceva îmi spune că odată și odată o să pic ca spartul ducându-mă după o... Bă, dar măcar e, cum să zic, e băiat finuț și nu le-a făcut să se spawneze așa. Nu știu cum să zic, rar, adică văd că se tot spawnează și totuși vă dați seama că ăsta e Minecraft Vanilla, holy fuck. Vă dați seama cât de mult a evoluat Minecraft-ul. Bine. Adică, Minecraft-ul oricum e modat de mult timp, dar vreau să zic că ăsta nu e niciun mod care să ajute să facă asta. Asta e eventual, asta e efectiv. Mă scuzați, știi, tot cu ei începe de acolo confuzia. Bă, dar față de că dacă plec eu o să fiu blocat pe asta. Da. Nu prea drăguț și pot să zic. La ce strat suntem? 124, ufac. Ok, deci o să trebuiască, cred că să cobor la bază, să le nivelez pe astea cumva, nu știu. Habar n-am ce naibă să fac. Văd ceva capete de scheleți. Cred că dacă ai capetele alea de scheleți de acolo, se cam duce. De fapt, nu. Teoretic ar trebui să se ducă decât dacă spargi sand-ul. Ceea ce înseamnă că noi trebuiască să fim băjeți deștepți și să mergem... Cumva, întâi să punem apă, să mergem pe dedesubt, să creăm o bază și apoi spargem o bucată din astfel încât să pice tot și să rămână tot sand-ul acolo. Să fie accesibil. Da. Eventual cred că o să-mi fac pe... Aici, aici o să-mi fac... ce are la pe cap? Cred că o să-mi fac acolo... Mă, ăla-i Iron acum că văd, uite acum, văd, deci...
Așa pare a fi tot gol, dar dacă mă uit așa... Aulă, n-are pe cap nimic, era un Enderman. Ok, dacă mă uit așa, observ că e de fapt iron și cu puțin gold. Bă, râdem, glumim, dar am nevoie neapărat de... De căul, că n-am ce face fără. Mă, nu te spar și tu. Așa. Ah, hai mă, că oricum e aproape trecută noaptea, încercăm. Mai am altceva la mine, nu mai am nimic la mine, altceva. Doamne, vă dați seama ce ar fi însemnat să fi fost pe margine, să fi apăsat pe E acolo, fără să realizez și să pic. Era drăguț. Oricum, cred că la un moment dat o să dăm jos astea, slaburile. Ok, văd decât un zombie și sunt schereții aia care nu știu dacă ar, teoretic ar trebui, n-ar trebui să fie chiar în stare să dea în sus, nu? Habar n-am acum, to be honest. Ok. Aparent, n-am avut nicio treabă. Așa. Să am grijă aici. Ok, ăla e acolo, n-am eu nicio treabă cu el. Și aici ar trebui să fie lavă? Nu e lavă. Ce domne... Ok. No, bun. Ok, deci dacă ar deci, acum hai să o luăm logic. Cred că aș putea să sparg o bucată de... cactus. De fapt, știi, lasă așa, nu sparg cactusul încă. Teoretic n-ar trebui să pice sendul, dar nici de nebun nu vreau să mă risc. Deci, credeți-mă, chiar nu vreau să mă risc cu așa ceva. Ok, deci tu vrei să-mi zici mie că... Alea de acolo, deci stați așa. Deci bucățile alea sunt singurele care au chestii valoroase, să zic așa. No, bun. Ce pot să zic? Bun. Oh, 5 sepringuri din asta. Na, acum chiar că nu o să am niciun regret din a face drum din el. Ok. Ușurel. Ok, deci trebuie să merg pe toate astea. Următoarea, aia sau aia? Nu cred eu că e acolo lava, așa că o să mergem aici. Ok, deci fix sub asta. Să folosesc pe Birchwood. De fapt, asta e, să mai păstrăm și niște lemn pentru noi. Vă dați seama că acum o să mă ftic dacă am făcut prea multe, adică dacă mi-ajungeau numai astea albe. God damn it. Haide. Am nevoie de iron în primul rând să fac un bucket. Și cred că atât o să fie. De fapt o să trebuiască să fac eu un pickaxe. Dar asta pentru că este un challenge, nu pentru că aș vrea. Ok. Ok, ok. Shit, shit, shit. Frate, tipul trage în mine. Oh, God. A picat, a picat. Mamă, băi. Cum a fost asta? Așa. Aproape. Bun. Te rog, spune-mi că e... Stai că să luăm prima de pasta. Dar știi față că dacă ar fi lavă de sub, acum că stau și mă gândesc. Oh, God. Acum reza că ăsta era
Nisip. Știi, acum, abia acum mă gândesc, dacă ar fi fost lava acolo, sub copac, ar trebui să ia foc copacul. Ciudat. Și faza e că fără cobblestone eu nu pot să... să obțin asta, cum se numește, nu pot să... sparg ironul și să-mi fac pickaxe de iron. De fapt, oricum trebuie să faci pickaxe de iron ca să spargi bucățele de gold. Deci, challenge-ul ăla era cam logic din moment ce trebuie să faci un bloc de gold pe care să spargi niște ouă. Ceea ce mi se pare foarte logic, nu? Cui mi s-ar părea. Mă rog, am deja 4 sapling-uri, nu mai am stres, am plecat. Mai e o singură... de asta pe care n-am ajuns încă. Și... ok, ăsta o să fie cu foarte mult swag, pentru că nu vreau să folosesc ăsta, cum se numește, nu vreau să folosesc ups, cred că trebuia să mă fi gândit înainte să-l fi pus acolo pe ăla. Nu vreau să folosesc asta, nu vreau să folosesc... nu, de fapt că nu vreau să folosesc, nu vreau să le las pe astea nefolosite, pentru că... nu știu cât de mult o să folosesc eu slab-uri, adică la un moment dat o să... facem construcții de desubt, pentru că până la urmă o să cobor, adică n-am cum să rămân la nivelul ăsta, o să am nevoie de resurse. Și totuși, poate dacă o să minez pe undeva, o să fie bine. Ok, acolo trebuie să am grijă. La chestia aia trebuie să am grijă neapărat. Așa. O, oh, da, deci să vezi ce colorat o să fie ăsta. Deja văd insulița. Așa, hai că ajungem. Aici clar n-are cum să fie lava. Nu, dar avem un... un... cum se numește? Un chest cu un sugar cane și un vine. Uf. Păi da, ce pot să zic? Așa. Ok. Asta este spruce wood, cred. Și n-am niciun... oak sapling, stai. Nu e ăsta, birch, acacia și ăsta ar trebui să fie spruce. Adică dacă nu mă înșel, dark oak nu crește câte... unul, adică... oh, uite, uite acolo un sapling. Și spruce e. Da, spruce. Avem deja 2 saplinguri și acum hai să vedem. Ce? Ce? Ok. Nu mă plâng. Nu mă plâng deloc. Așa. Dar vai ce drăguț s-au poziționat astea în chest. Bun. Avem... avem lemn. Facem astea un stock. Și aici avem un crafting table. Trebuie să încerc să fac câteva, câte ceva. Bun, hai să facem prima dată un set de iteme. Și o lopată, și o lopată, de ce nu? Bă, știi, aș vrea un furnace. De fapt, e asta, că vreau să sparg puțin pe aici. Asta nu e piatră normală. Sper și eu. Oh, perfect. Perfect. Și acum stau și mă gândesc, de ce dracu am mirosit eu atâta lemn? Am avut impresia că e altceva. God damn it. Mă simt ca un măscărici.
Mă, dacă tot le-am făcut pastea, o să le folosesc, adică să nu le țin degeaba. Și aș putea să fac și un... un furnace micuț și o să mă pun să prăjesc niște bucăți de, cum se numește, bucăți de lemn, să facem charcoal pentru supraviețuire, să zic așa, adică gen să avem haida ce era să pic, să avem lumină, să nu se mai spawneze mobi, că tot avem copacul ăla acolo. Asta mare așa. Ok, uite un ou. Sincer, nu mai așteptam să spawneze pe astea, pentru că teoretic zombii n-ar trebui, de fapt mobii n-ar trebui să se spawneze pe asta. Sper că nu s-a schimbat ceva și eu nu știu. Dar mă rog, oricum, încă am bucata asta de apă aici, care mă face foarte, foarte, foarte fericit dintr-un oarecare motiv. Și o să vreau neapărat să ajung la ea înainte de orice altceva, adică înainte să mă apuc să nivelez puțin, vreau neapărat să mă duc să iau două bucăți de, de fapt trei bucăți de iron, să le prăjesc și să scap de chestiuța asta de aici. Adică nu să scap de ea, să iau, să am grijă de ea. O să o hrănesc în fiecare zi și o să-i dau apă de buci, chestii. Fac, 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 fac. Ups. Lucrurile n-au mers tocmai planului, dar în fine, avem aici un ou, ceea ce e bine. Avem deja 8 ou, wow, chestia asta e ceva. Așa. Doamne și ce hal, deci mă simt foarte prost, efectiv. Doamne. Așa. Asta și atât momentan, de fapt un furnace și atât momentan, de fapt un furnace și punem la prăjit puțin, uite le punem pe astea 3 la prăjit cu așa ceva și o să închei și eu aici acest episod. Până la viitoare, eu am fost Cristi, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like și da, cam asta a fost. Până data viitoare, o zi bună. Bye, bye.